că au fost chemați. Nu mai știu dacă s-au dus sau dacă au scăpat așa cu jumătate din... Or face la Casa de Cultură, cum era pe vremuri la noi. Care ești, mă, artist aici? Ai, tu ia acordeonul, tu cântă, tu vă asta, băieți ăștia la spectacol, armată mai ușor, că... Da, ei sunt artiști. Și ăștia care mai știau fotbal. Aia, ziceam că tremură coreenii din partea de nord, acum că au aflat că BTS s-au vor rolat. Face o coregrafie. Da. Da. Cătălin Striblea a venit în studio pentru rațiunea zilei cu vești din și despre justiție. Astăzi, ne spune Cătălin chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Se lucrează, prieteni, se lucrează la legile justiției, care știți că sunt modificate zilele astea. Ce credeți că au mai făcut în Comisia Specială pentru Modificarea Legilor Justiției? Țineți-vă bine, a fost adoptat, așa pe repede înainte, un amendament la lege care dă posibilitatea ca parchetul general să fie condus de un judecător. Lucru care nu s-a mai întâmplat în istoria noastră. Până acum parchetele erau conduse de procurori, adică procurorii erau conduși de procurori și judecătorii erau conduși de judecători. Acum s-a băgat amendamentul ăsta de câte un domn de la minorități. E un domn de origine turcă sau ceva de genul ăsta, de la minoritatea turcă, domnul Hüseyin, Ibrahim Hüseyin. Ăsta nu a auzit nimeni niciodată de el, dar a avut o străfulgerare și a zis, bă, dacă nu pun eu amendamentul ăsta, el, aha, îți dai seama, un om fiert pe justiție din punctul ăsta de vedere, nu, se întoarce țara. Îți dai seama că dacă ies oamenii acum să protesteze în Piața Victoriei, e greu să-i strige numele. Da, că cine să te cerți? Cu domnul ăsta de la minoritatea turcă? Deci domnul Ibrahim Hüseyin a apărut așa pe turnantă, da, a băgat amendamentul și ăștia de la PSD și PNL, ca și cum pe prima dată auzim, ce chestie minunat, noroc că a venit ăsta, știi? Ce facem cu el? Îl votăm. Adică, ca să înțelegeți fenta, nu? Au luat PSD, PNL și UDMR, ca să nu fie ele acuzate, au luat documentul și l-au pus în mână domnului de la minoritate și a zis, Ibrahime, treci tu mă pe aici, lasă amendamentul ăsta la noi și ne ocupăm noi. Acum, de ce credeți că se feresc PSD, PNL și UDMR de acest al naibii amendament, care dă posibilitatea magistraților, nu procurorilor, magistrații înglobează pe procurori și judecători, deci magistraților să fie șef la parchete. Păi de ce? Pentru că acest amendament, el nu a apărut din senin, el apare din 2017, când domnul Florin Iordache l-a băgat în legile justiției. Deci un deja vu. Când săgeata domnului Dragnea, domnului Iordache, deci domnul Dragnea a avut ideea asta și a zis, bă, n-ar fi bine, spun eu, judecător la procurori. Și ce să vezi, 5 ani mai târziu se întoarce al naibii amendamentul de la turcul ăsta. A, așa, mă scuzați că n-am nimic cu turcii, dar acum e culmea culmilor. Deci se întoarce amendamentul de la acest cetățean deputat. Lumea aia, da, mă, nu mai știe nimeni, mă. Și a adus aminte Tapalagă, da, el e. A descoperit asta în G4 Media, citiți voi mai multe. Și oamenii au zis, ia uite, mă, ce idee bună a avut domnul Dragnea acum. Noroc că și-a adus aminte asta de ea și au votat-o pe repede înainte. Sigur că acum, probabil, multă lume se întreabă ce e rău în asta. Nu poți să zici că e ceva rău de la bun început, dar întrebarea este, de ce ar putea să fie și un judecător conducător la procurori în moment ce noi am pus pe căprării, cum să zic, de-a lungul multor ani de lege, adică de ce era necesară această schimbare? Ce poate să aducă ea bun? Și bun, nu-mi dau seama ce poate să aducă, pentru că un procuror, pentru că un judecător nu are musa experiența funcționării dosarelor într-o... Și procurorii ce spun? Adică n-au și deocamdată, eu asociație, au deocamdată, dat un comunicat? Deocamdată n-au comunicat, deocamdată eu cum să zic, chestiunea asta este proaspăt apărută și se așteaptă o reacție din partea procurorilor. Gabriela Scutea, care este șefa parchetului general, zice așa, că este necesar ca procurorii prin adunările generale să-și exprime punctul de vedere asupra acestor prevederi. Adică domnii procurori să se întâlnească și să zică și ei dacă sunt de acord sau nu. Asta zice șefa parchetului general și mai spune că, domnule, din punct de vedere al legilor pe care noi le-am avut în acest moment, până în acest moment,
a fost o separare a carierelor, adică s-a mers pe două ramuri diferite. De asta avem și un CSM împărțit în două secții, cu judecători și procurori. Și spune așa, la nivelul acestei funcții nu este interpretată doar, nu este importantă doar pregătirea teoretică, pe care nu o negăm pentru colegii judecători, dar procurorul general trebuie să facă parte și din cultura instituțională a Ministerului Public. Adică trebuie să înțeleagă ce se petrece la nivelul parchetelor celor mai de jos, să aibă o experiență în munca respectivă. E ca și cum, nu știu să zic, în medicină, ai luat și un cardiolog să-l pui la gastroenterologie. E tot medic. Mm-hmm. Altă tot specializare. Dar altă specializare. Altfel fac oamenii ăștia, da? De ce? Cum? Cred că, în primul rând, cetățenii de la PSD și PNL ar trebui să ne explice. Păi cum? Trebuie să ne explice domnul, cum ai zis că îl cheamă? Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein. Da. Ce a vrut domnul Hussein? Cum de l-au votat ăștia cu toții, știi? Asta e marea șmecherie. E un război aici. E un război care se duce de foarte multă vreme între judecători și procurori. Trebuie să fim atenție și la nuanța asta. Se duce și în CSM și de foarte multe ori domnii judecători și mai ales prin doamna Savonea, marea eminență cenușie a sistemelor judecătorești din România, și-au băgat cozile în treaba procurorilor fără a fi neapărat nevoie de chestiunea asta. Deci, cum spunea domnul Iohannis ieri, domnule, le faceți europene. Ca domnule, că a ieșit. N-au trecut 24 de ore și nu le-am făcut europene, le-am făcut chiar multiculturale, adică după cum vedeți cu cetățeanul ăsta. Bravo PSD, PNL, UDMR, încă o dată le-ați făcut, fraților. Merge treaba, brici, domnul Dragnea, dar luați-l și pe el. Că zic că până la sfârșit, adică... Cum ar fi? Că, da, dacă a avut săracul dreptate. Știa el ce știa. Da, ar trebui să-i dea un telefon de mulțumire. Da, exact, sau invers. Noi îți mulțumim, Cătălin, oficial, și te așteptăm mâine din nou alături de ascultătorii România în direct de la ora 1 și un sfert.